Fetița a fost agresată de către tatăl ei, în mod fizic, întrucât au existat niște conflicte în familie legate de gospodărie, de administrarea banilor în familie. Nu știm cu exactitate motivul agresiunii, doar aceste comportamente nu sunt firești. Să bați copilul când nu dă vaca lapte, n-am mai văzut așa ceva. Ce să le faci? Nu știu și să mai spui despre el. Bați copilul pentru nica toată. E un om care nu judecă la cap. Domnul, îmi pare rău pentru că m-am dat cu bățul în ea. Îmi pare rău, ce să zic. Păi, dacă și eu au pus mâna de mi-au luat niște bani din buzunare, păi, eu ce să-i fac altceva? Regret că am dat cu bățul în ea. Altceva n-am avut și face. Erați nervos? Eram foarte nervos, de băut nu beau. Nu beau, am o an și ceva de când nu beau. Dar eram foarte violent. Păi, animale multe, nu dovedesc, le fac toate la capă, să le pui la rândul lor. Nevastă mea cu mâna cum îi ia, vai de capul ei. Fetița de 12 ani a fost abuzată fizic de către tată, lucru sesizat de către cadrele didactice Spitalului de Urgență din Bârlad, motiv pentru care a fost preluată de către SMURD și în acest moment fetița este spitalizată, loc în care îi se oferă îngrijiri medicale de specialitate. Cu privire la acest caz, noi am fost sesizați atât de către Spitalul de Urgență Elena Beldiman din Bârlad, cât și de către Primăria Comunei Perieni, urmând a demara o anchetă și a ne pronunța cu privire la măsurile ce se vor institui în acest caz.